mă întors în sala Rapid Giulești pentru repriza a doua a meciului între CSM București și Gloria Buzău. La pauză, bucureșteni cereau un gol avans, 13-12, un avantaj smuls la limită chiar pe finalul de repriză după o primă parte a jocului în care buzoencele au evoluat remarcabil. Au condus și la 3 goluri, s-au văzut însă egalate pe final și au cedat puțin inițiativa undeva în ultimele 10 minute ale reprizei a doua. Foarte bună Alina Ilie și în extrema stângă Laura Leacu, în centru transformat în extremă astăzi. 5 goluri Ilie, 4 Leacu, Simion 2, Ilina un gol, marcatoarele Gloriei. Pentru CSM, Radicevic 4 goluri, Lechic 3, Zvic tot 3, Omoreghie 2 goluri și Lazovic un gol. Au mai aruncat la poartă Bazaliu odată și Mehmedovic de 2 ori. Schimbări în startul repriza a doua pentru formația lui Djukić. Udriștoiu și Cure au intrat pe extreme. Mania ieșea în teren. Odihnite Mehmedovic și Lazovic, care au jucat tot timpul în prima repriză. Prima acțiune a părții a doua aparține Gloriei. Un pas să piardă. Totuși mingea recuperată de Ilina. Ghedroit, minge dusă spre Leacu, angajare la pivot, Vici însă o dărâmă pur și simplu pe Alexandra Subțirică. Pivotul Gloriei aruncă peste poartă Giana Ilina. CSM-ul acum în ofensivă, Lechic intervine însă excelent Alina Iordache și au un ex în această întâlnire. Mai multe jucătoare au trecut pe la CSM București de la Gloria Buzău. Djukić o cheamă pe Grubisic la margine pentru a o schimba. Intra Lazovic, au om în plus acum pe faza ofensivă. CSM-ul cu 7 jucătoare în teren, Omoreghie, Lazovic, Lechic, Omoreghie central, marchează, bară gol. CSM-ul se desprinde la 2 goluri, 14-12, minutul 2 al reprizei secunde. Mai vine inima la loc lui Djukić și tot mai multe probleme în ofensivă pentru elevele lui Dumitru Mușii, care nu prea mai găsesc soluții. Adevărat că în general la poartă au aruncat Leacu și Ilie fazele destul de asemănătoare de atac ale Gloriei. Curea trimite în bară șansă pentru Gloria. Să vedem însă dacă pot profita pe acest contraatac transformat într-un pozițional. Se înalță și marchează Ilina pentru Gloria. Un gol foarte important al jucătorilor oaspete. Din nou aceeași schemă pe faza ofensivă cu scoaterea portarului, Grubisic pusă pe bancă. Reintrat Lazovic, Omoreghie, Lechic, Curea, Zvic, Manea și Udriștioiu. Șaptele în teren pentru CSM. Lazovic, Udriștioiu cu fentă. A driblat-o pe Leacu, dar a intrat în unghi. A fost și faultată. 9 metri pentru CSM. Zvic, Lechic, Lazovic sunt în prepasiv în mesele din București. Lechic cu o fază splendidă, încă un gol foarte frumos reușit de Andreea Lechic. Ce handbalist are CSM-ul. Lechic cu un nou gol, al 25-lea în campionat, în 11 etape. Nu e medie prea ridicată pentru Andreea Lechic.
Radicevici și Neagu, golgheterele formației, dar Neagu nu va mai juca în acest sezon. S-a oprit Interul nostru stânga la 35 de goluri. Natura stagiune, Cristina operată, vă spuneam, în Belgia, acum câteva zile, aruncă în bară Marieta Vidac, croata din Nordul Gloriei, care în această pauză competițională a învins-o pe Podravka Koprivnica, campioana Croației, într-un turneu organizat la Brașov. O pătrundere frumoasă pentru Ilina, care obține și o eliminare de 2 minute. Moana Manea, eliminată 2 minute. Noi revedem, da, a ținut-o clar de tricou pe Ilina. Adi Vasile, secundul CSM-ului, și în acel cadru, lângă Udriștoiu și Manea, intră Paula Ungureanu pentru acest 7 metri. N-a ratat Alina Elie niciun 7 metri până acum. Toate aruncările au fost însă la semi-înălțime. Și acum schimbă direcția. Aruncă la șold și marchează. Buzăul vine la un gol. Cea mai bună jucătoare a Gloriei, fără îndoială și astăzi, Alina Elie. Omoreghie, Tvic, Lekic, a ieșit în întâmpinare, Ghedroit la Lazovic, din nou Lekic. Omoreghie, Lekic, întoarce mingea, Lazovic are culoare și marchează. Frumoasă acțiune colectivă pentru CSM, care iată reușește să marcheze cu om în minus. Revine Udriștoiu în teren, scoasă Barbara Lazovic. Excelent angajare pe pivot. Zvici a pierdut-o pe Subțirică, pivotul de 31 de ani, care a mai jucat la Roman, la Slobozia și la Craiova în ultimele sezoane. Venit acum la Gloria Buzău, Muș a avut o misiune ingrată, să strângă o echipă cu jucătoare venite din toate părțile în vară și să formeze, mai bine zis, o echipă. Buzău l-a promovat anul trecut, dar era clar că echipa are nevoie de întăriri pentru a încerca menținerea în prima ligă. Zvici, Lekic, o combinație în două jucătoare cu Zvici, însă au recuperat mingea handbalistele din Buzău prin Ghedroit, dar nu se grăbesc foarte tare. Iese Mărginean pentru a îi face loc Alexandrei Subțirică, rămasă fără număr pe spate Subțirică, i s-a dezlipit pur și simplu numărul. Leacu, intrată pe centru, doi pivoți pe această fază de atac pentru Gloria, o piruetă, pasă pe la spatele lui Ghedroit, dar Lekic închide acolo unghiul foarte bine. Da, au mâna sus cele două arbitre, Marina Gliceriu și Mirabela Turdean. Gol însă pentru Gloria. Ilina marchează și Buzău egalează la 21. Pe Gloria puteți vedea și etapa următoare, jucând acasă cu Galațiul, duminică la 5:30 pe TVR1. Sâmbătă Minaur întâlnește pe Handball Club Zalău, tot la TVR1 și tot de la ora obișnuită de handball, 17:30. Ieri s-au jucat două meciuri. Zalăul a învins Craiova 28-22 într-o transmisie directă pe TVR HD, iar Minaur a bătut pe Corona la Baia Mare 27-24. Celelalte patru meciuri se joacă astăzi: CSM Gloria, CSM Galați, Gloria Bistrița, Râmnicu Vâlcea, CSU Cluj-Napoca și Dunărea Brăila, CSM Slatina. Galați, Bistrița, Râmnicu Vâlcea, Cluj au început la orele 18, iar Brăila, CSM Slatina, va începe la
în câteva minute la 6:30. Ghedroit, o aruncare peste poartă însă pentru Marieta Vida, cântărul stânga acolo de 26 de ani. Faultată Curea, se dă 9 metri pentru CSM. Cam ușor a fluierat acum cele două arbitre. Observatorul acestei întâlniri este din Vâlcea, Victor Sighicea. În ultima etapă de campionat, acum aproape două luni, CSM-ul s-a impus în deplasare la Bistrița, 36-18. Gol pentru CSM, revedem, Omoreghie înscrie. Un singur gol diferență, este în minutul 40 al întâlnirii, CSM București, Gloria Buzău. Ce meci frumos avem în sala Giulești, o replică dârză a elevilor lui Dumitru Mușii până acum. Ilina, Ilie, Ilina din nou, jocul oprit și o eliminare, două minute pentru Zvici. Dragana Zvici a ținut de tricou pe Vidac, nu, pe subțirică, și a fost eliminată. Din nou un minus pentru CSM, iată pe Dragan Djukic cu o misiune dificilă. Sârbul trebuie să aducă trofeul Ligii Campionilor la București din nou. Angajare spre extremă, Curea a intervenit 9 metri pentru Gloria. Curea recuperează această pasă greșită a linei Ilie. A ieșit Grubisic pentru ca CSM-ul să aibă 6 jucătoare în teren, să compenseze absența lui Ioțvici, eliminat de 2 minute, Lazovic. Lekić. Lazovic vine și aruncă de pe picioare. Lekić. Cred că e cel mai bun om al CSM-ului astăzi. Andreea Lekić. Încă o reușită, din nou marchează cu om în minus CSM-ul. Două goluri avans pentru echipa lui Djukic. Minutul 12 al reprizei secunde. Pară gol, ce aruncare pentru Maria Gedraic, interul stânga de 32 de ani din Lituania. Grubisic iese, intră Udriștioiu. Puțin folosită Aneta astăzi, nici Bazaliu nu a jucat mult. Între jucătoarele române aflate în lotul CSM-ului, Lekić, Omoreghie. Lekić, Lazovic, minge dusă la Curea, marchează după o fază colectivă foarte frumoasă CSM-ul. Iulia Curea înscrie. Cam aceleași 6 jucătoare duc greu în atac și pentru Gloria Buzău. Ilina, Alina Ilie, Ghedroit. Aruncă și marchează printre mâinile lui Zvici. A fost aceasta, a mers mingea, aruncarea lituaniencei. Lekić, Lazovic, Udriștioiu, intrată în unghi, însă
S-a complicat acolo Aneta, nu prea avea culoar de aruncare. Excelent apărarea Laurei Leahu și au cu o prestație excelentă astăzi. Suntem aproape de jumătatea reprizei secunde, un singur gol avans pentru CSM, Gloria are atacul. Ilie Leahu, Lina, o aruncare însă un pic hazardat al lituaniencei Ghedroită. Lekic, Cvic, Bară, Cvic, scapă fără glor Buzăul cu Iordache în poartă, dar nu reușește să contraatace, devine un pozițional în această fază ofensivă a Gloriei. S-a tras la sort și meciurile din 16-mile Cupei României, cu câteva întâlniri interesante. Se joacă într-o singură manșă pe 17 februarie. În caz de egalitate se trece direct la 7 metri. Omoreghie eliminată 2 minute. Foarte multe eliminare pentru CSM. CSM-ul care va juca la Brașov cu Corona, o tragere dificilă. În cupă se câștigă greu la Brașov. CSM Galați Minauri, un alt meci interesant. CSM Slatina Gloria Buzău, o altă partidă de văzut. Cisnădie are și ea o partidă dificilă. Va juca cu SCM Craiova. Cisnădie care a pierdut drastic în grupele EHF în Danemarca la Esbjerg. Echipa lui Alexandru Weber a fost învinsă cu 41-18, 21-8 la pauză. Bolievici Gațel nu a putut juca, fiind accidentată. Moldovan a marcat 7 goluri, Tomescu 4, dar danezele au făcut un meci mare. Mă rog, câte danezi erau în lot, o echipă multinațională și la Esbjerg. Cu Liscevici, Alicevici, cu olandeza Polman. E un time-out. Time-out cerut de Dumitru Mușii. Da, da, Irina. Pivot. Centru pivot. Centru pivot. Bună, Bascu. Acum, da. Acum, e. Ești tu deja. Cristi, îi facem paravan lui... Șut! Hai, nu-i mult, hai! Hai! București! Viitorul țării, în prim plan, juniorele de la CSM, în tribune, 19-18 la jumătatea reprizei secunde în sala Rapid. CSM București, Gloria Buzău, etapa 11 a Ligii Florilor, al treilea meci, primul început astăzi. Lina se face paravan și aruncă senzațional, senzațional, Marieta Vidac. Egalează Buzăul la 19 după o fază splendidă. Trebuiau să amenințe poarta în trei aruncări și au și marcat buzoencele.
În reportaj CSM-ul a fost pași, poarta e goală și reușesc să înscrie Buzoecele. Trec în avantaj 20-19. Un gol din jumătatea proprie pentru Alina Iordache, portarul de 36 de ani ce a trecut și pe la CSM. Zvici aruncă pe lângă poartă, 7 metri însă pentru această apărare în semicerc a Buzoencelor. Schimbă portarul, Dumitru Mușii, intră Ana Maria Mârcă Olariu, adusă în această iarnă de la CSM Roman. Vă spuneam, Olariu a apărat 6 ani în poarta Coronei, s-a transferat la Roman, echipa s-a desfințat și a tot venind de la Buzău. A expirat suspendarea lui Omoreghia, a revenit în teren centrul CSM-ului. 20-20, minutul 47 al meciului. Gheorghiț, Ilina marchează, aruncări sănătoase de la 9 metri pentru Buzoiențe. De pe centru, de pe Inter, se aruncă foarte bine din nou, au inspirație pe aruncări, fără să angajeze prea mult pivotul. Gloria a reușit să marcheze, Lechici însă răspunde bine și se restabilește egalitatea, nu s-a repus însă corect mingea de la centru. Cristina Vărzaru, prezență nelipsită în la meciurile CSM-ului în sala Rapid. Aruncă și înscrie acum Maria Ghedroit cu toată opoziția Paolo Ungureanu. Formidabil ce meci fac Buzoencele în sala Rapid. Un gol avans pentru echipa lui Mușii. Paola înlocuită de Grubisic, nu prea a fost în ziua ei. Paula și time-out. Meciul este oprit. Ce s-a întâmplat? Observatorul Victor Sighicea a oprit jocul. Dau eliminare, 2 minute. Grubisic eliminat în 2 minute, cred că nu s-a făcut bine schimbarea. Acesta a fost motivul pentru care observatorul a oprit meciul. Gol și atac pentru Gloria Buzău. Și om în plus. Gol în plus în același timp pentru elevele lui Mușii. Senzațional aruncă Ghedroit, 2 goluri avans pentru Buzău. E, cum ar fi ca CSM-ul să nu reușească să câștige acest meci? Ar fi într-adevăr o uriașă surpriză. CSM-ul care pierde 2-3 partide pe sezon, dar în campionat maxim 1-2, are deja o înfrângere cu Râmnicu Vâlcea. Curea înscrie cu puțină șansă, mingea a revenit extremei CSM-ului.
Leahu. Ho-ho, ce pasă subțirică, bară gol! Buzăul are două goluri avans, reușită Alexandrei subțirică, handbalistă trecută pe la Roma, în Slobozia și Craiova în ultimii ani. Scoate portarul Djukić. Mai sunt 15 secunde din suspendarea lui Grubisic. Lazović, o morechie, cura foarte bine, s-a dus mingea pe extremă, parada Alinei Iordache, toată banca gloriei în picioare, Muși însă îndeamnă la calm. Formidabil. Minutul 51 al meciului. Iată pauză, din nou nu prinde bine pentru jucătoarele CSM-ului, care au pierdut Supercupa la primul meci al sezonului, primul meci oficial, acum la revenire, iată, au din nou probleme foarte mari. Vâlcea joacă acasă în aceste momente cu Ucluj. Cu o victorie, vâlcencele s-ar distanța dacă CSM-ul nu întoarce acest meci în favoarea ei. Recuperează Zvici, această pasă spre subțirică, Lekić, Lekić, extraordinar Iordache! Într-o situație de 1-1, o paradă fenomenală a Alinei Iordache. Meci foarte frumos, mai ales repriza a doua, un nivel excelent după ultimele 10 minute ale primei reprize în care Gloria părea în corzi, poarta e goală, după încă o intervenție, Alinei Iordache! Aruncă pe lângă poartă Marieta Vidac. Cum ar fi fost să se desprindă la 3 goluri din nou Gloria, cum s-a întâmplat în prima repriză. Oricum avem un meci fenomenal în sala Rapid. Lekić. Lekić pentru Manea, neatentă Manea la preluare și pierd mingea bucureștencele. A fost și o pasă destul de tare dată de Lekić. Cred că s-a accidentat Diana Ilina. Este înlocuită acum de Iulia Hravonina. Schimbată și Manea. A reintrat și Zabina Rosengren în defensivă. Iată mâna Gianei Ilina. Se încălzește Mehmedović pe margine, nefolosită în repriza a doua Maida, niciun gol astăzi, doar două aruncări la poartă a avut Mehmedović în prima repriză. Wow! Aruncă pe lângă poartă Ghedroit, se grăbește CSM-ul, încă 7:30, Gviș, mi s-a părut forțat, fault în atac, a dărâmat-o pe Ghedroit, dar golul este valabil. CSM-ul vine, iată, la o singur gol de Gloria Buzău. 24-23 primește îngrijiri, probleme la încheietura mâinii pentru Ilina. Dragan Djukić este cu cartonașul de timeout în mână. Încă 7 minute din această partidă. Buzăul are un gol și atacul. Mădălina Predoi. Ghedroit aruncă bară, gol! Gol norocos pentru Gloria din bară. Mingea s-a lovit de Grubisic, a intrat în poartă, reușita Marietei Vidac. Timeout cerut de Dragan Djukić. Ar fi surpriza ultimilor ani în handbalul românesc, în campionat, o victorie a Buzăului la București în fața CSM-ului. Barbara, you should change. You should change. From you just start and then you change. And you can play defense because she will run in the fast break. Maida and Julia on that side. Andrea, you are the player for this side. On that side, you to the end with two pivots to the end. Why not? We should make any foul against shooter. There is only one shooter on the court now. Let's make on the block on the left back side and push, run behind them. Hey, hey, hey. Hey,
Hai, 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 fii calm, ok? Hai, 2, 3, 5, București! Hai, hai, hai! Se rea jocul, se dă drumul la cronometru, 6 minute și jumătate. Două goluri avans, Gloria Buzău, timp ar fi pentru CSM să întoarcă partida. Lekić mușe în picioare, își dirijează defensiva. Ce partidă în sala Rapid, Lekić! Lekić întoarce pentru Radicevic, cere eliminare Lekić. Se apără la limita regulamentului, Mehmedović intrată și ea în locul Iuliei Curea. Fautată de Madalina Predoi. Din nou Lekić, timpul trece, 6 minute. Lekić, Lazović, Radicevic peste poartă. Scapă fără gol pe această fază Buzăul. Uluitor. Ghedroit, Alina Ilie, Ilie faultată, Giuchici arată că nu, că n-a fost nimic, dar mingea dată Gloriei, cronometrul este oprit. Ilina. Alina Ilie. Intră în centru Leahu, Predoi, Ghedroit, Lekić, Lekić se zbate formidabil și recuperează Radicevic, 2-1 pe atac, Zvic, senzațional, Alina Iordache. Ce repriză secundă face portarul Buzăului, parcă le-a hipnotizat pe elevele lui Giuchici, Zvic. Ratează și ea încă 4 minute și jumătate. Se îngroașă rău gluma pentru CSM. Revedem această fază cu pătrunderea Alinei Ilie faultată. Șapte metri pentru Gloria Buzău. Marchează Alina Ilie. Trei goluri și mai sunt 4 minute. Muji are probleme în a le calma pe jucătoarele sale. Marchează repede. CSM-ul o face Radicevic. Neatent în defensivă. Se bucurau încă la gol jucătoarele lui Mușii. Final dramatic în sala Rapid. În acest meci dintre campioana CSM și nou promovata Gloria Buzău. Aproape de o uriașă surpriză. Atacurile sunt duse la limită. Ghedroit, contată de Zvic, Mușii cere timeout. Petele! Petele! Calm! Pe faulturi! Alo! Pe faulturi, pe depășiri! Jucăm până la prepasiv! Mai un pic, că merge returul aici! Merge returul aici. Unul la tine. Unu retur. Doi. Primul jos, da. Hai, răbdare, hai. Hai, răbdare, răbdare. Hai, răbdare, putem! Hai, trei,
Cronometrul pornit, încă 3 minute și câteva secunde, Gloria în ofensivă. Nemedović în acest 5 plus 1 este jucătoarea ținută în față, Alina Ilie. Ilie aruncă însă, apără Grubisic, o aruncare destul de modestă, Lekić, o moreghie, înscrie 25-26. Mai au un gol avans buzoienicele. Se resimte însă o jucătoare a Gloriei pe faza anterioară. Jocul este oprit. Că și-a spart buza e Mădălina Predoi. Da, extrema stângă de 27 de ani ce a venit de la Slobozia în această vară, a mai jucat și la Măgura Cisnădie. Da, a căzut peste ea o adversară și a dat cu fața de podea. Două minute și 40 de secunde. Buzăul are un gol. Ce final de partidă în sala Rapid. Ilina conduce atacul Gloriei. Ghedroit, Mehmedović stă la centrul, Ilina intră în combinație și subțirică. Doi pivoți acum pentru Gloria. Se încearcă o pătrundere Ilie, însă la mare distanță. Faultată Ilie de Mehmedović. A intrat Simion pe extrema dreaptă în locul Mădălinei Predoi. Simion, Leacu, subțirică, Alina Ilie, Ilina și Ghedroit, șasele cu care atacă Gloria. Dar trebuie să amenințe poarta. Alina Ilie minge spre subțirică. Au cerut 7 metri, dar nu era pe semicerc. Va fi doar 9 metri, era liberă Leahu în partea stângă. N-a mai apucat însă să transmită mingea subțirică. Iată, o cerea Laura Leahu. Trebuie să arunce la poartă. Rosengren și Zvic fac zid. O aruncare acum pe o acțiune personală a Ziane Ilie. Încă 1 minut și 40. CSM-ul are atacul pentru a egala. O moreghie. Doar 9 metri. Depune Zvic. O moreghie. Lazović. Lekić marchează. CSM egalează la 26. Cu 1 minut și 10 secunde înainte de final. Alina Ilie nu mai au soluții în ofensivă. Se apără foarte bine trioul Zvic, Omoreghie, Rosengren, Simion. Ilina o minge spre subțirică, dar se dă fault pe nemulțumirea handbalistilor de la CSM. S-ar putea să scape fără înfrângere Gloria, pentru că timpul trece, încă 30 de secunde dacă marchează acum. La final de meci, forțare însă, mingea lăsată jos, Mehmedović, Radicevic aleargă după minge, dar jocul a fost oprit. Ciuchic cere time-out, cronometrul de-abia acum. S-a oprit cu vreo 19 secunde înainte de final. Timeout cerut de Dragan Ciuchic. Ce final avem în sala Rapid. First, Maida, very wide. Second, Yoka, here and start like you usually start. Okay? And then open completely. Barbie, 22 seconds, easy, pass the ball, Lekić, and two pivots,
I want you two pivots like I show you on the picture. To play in this position, to keep them wide. But these two players cannot help. That Andrea can shoot or pass to you. And that's it. If they start so much to help, then we will go. Nobody changed. 22 seconds. Da, încă 18 secunde din această întâlnire și un ultim atac care poate duce o victorie la limită. Da, cronometrul a pornit, ultimul atac al meciului, încă 10 secunde, Radicevic, Ladovic, Lekić, Omoreghie. Marchează Omoreghie, incredibil, cu 5 secunde înainte de final. Trebuie să arunce repede la poartă, Grubitic apără și o victorie uluitoare adusă de Omoreghie cu aruncare cu 2 secunde înainte de final. CSM-ul se salvează in extremis. Gloria a jucat fenomenal, n-a avut inspirație poate pe ultimele atacuri, însă un meci mare făcut de elevele lui Dumitru Mușii, care ratează de puțin un rezultat uluitor. CSM câștigă 27-26 în sala rapidă, punem punct aici acestei transmisiuni. Sunt Cristi Mândru, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de programele Televiziunii Române. Numai bine!